Andrew Tate, unul dintre frații arestați pentru proxenetism și viol, a transmis un nou mesaj din arest. Acesta a relatat pe contul său de Twitter discuția cu gardianul și a povestit cum numără zilele în închisoare. Andrew Tate, aflat după gratii de la sfârșitul anului trecut, transmite aproape zilnic mesaje pentru fanii săi de pe Twitter. În cel mai recent, acesta a dezvăluit cum a decurs dialogul său cu unul dintre gardieni. I-am spus gardianului închisorii că îmi place să stau singur și să mă uit la pereți. El a spus, cred că vă bucurați de un alt tip de viață. I-am spus că m-am răzgândit, apoi am zâmbit. Mi-a închis fereastra și nu mi-a răspuns niciodată. Cel mai adaptabil este cel care supraviețuiește, a notat Andrew Tate. Tribunalul București a admis pe 20 ianuarie cererea DICOT de prelungire cu 30 de zile a mandatelor de arestare preventivă emise anterior pe numele fraților Andrew și Tristan Tate, cercetați pentru constituirea unui grup infracțional organizat, trafic de persoane și viol. DICOT a instituit sechestru și pe averea fraților Tate, respectiv 10 imobile și 15 autoturisme de lux. Recent, autoritățile din țara noastră au solicitat Emiratelor Arabe Unite să pună sechestru pe un autoturism de 5,4 milioane de euro al celor doi frați și să-l trimită în România. Ancheta se extinde în Emiratele Arabe Unite, Marea Britanie, America, dar și Irlanda. Asta pentru că autoritățile din țara noastră au informații că frații Tate au acolo mai multe bunuri.